Răcirea vremii este benefică pentru minerii și energeticienii din Goci. Termocentralele au început să lucreze la capacitate maximă după ce în vară au fost nevoite să-și reducă mult producția și să meargă pe pierderi. Începând data de 5, am funcționat cu 5 blocuri din 5 blocuri, datorită temperaturilor scăzute și probabil, sigur, consumului mai mare de energie. Deși ne așteptam pe parte de export, așa cum am mai menționat, aveam două contracte încheiate să funcționăm mai din spate, mă refer undeva în jur de pe 15 septembrie, să funcționăm la capacitate maximă. Pentru minerii și energeticienii din Gorj este bine să fie frig, dar nu exagerat. Asta pentru că la minus 15 grade activitatea de încărcare-descărcare cărbune, precum și cea de exploatare, nu se mai poate desfășura. Pe parte de descărcare cărbune ar putea fi ceva probleme la temperaturi mai joase de minus 15-20 de grade, dar avem tunelul de dezgheț, iar pe parte de exploatării, temperatura de la care nu a mai putea funcționa se duce normal de la minus 10 grade în jos, dar din experiență am putut lucra și la minus 14-15 grade. Graure mai spune că în această perioadă se fac pregătiri de iarnă, astfel încât stocurile de cărbune să fie suficiente pentru desfășurarea în bune condiții a sezonului rece.